Și ai văzut filmul ăla? Da, l-am văzut. Ce amuzant a fost. Clar. Și ce final. Nu mă așteptam la asta. Știu. Wow. Ce faceți? Wow, wow, wow. Oare? Așa, le-am luat pe toate. Aoleu! Cum am ajuns aici? Ne vedem toamna viitoare, fraiero! Oh, ești atât de rău! Ah, da, nu pot să o ignor. Hei, mă duc să salut, bine? Bună, mă cheamă... nu, mulțumesc, pa! Salut, prieteni! Ah, cine a pus ăsta aici? Bun venit în noua mea clasă! Așa e mai bine! Ăsta e unghiul perfect! Ce face acolo? Wow, n-am mai văzut mișcarea asta! Salut, prieteni! Sunt cea mai tare dansatoare, corect? Ha, un nou an școlar, mai mulți elevi! Ia să vedem! Gina? Mulțumesc, prieteni! Vă iubesc! Hei! Of, Psst, hei! Hei! Îți strigă numele! Ha? Ups! Da, doamna profesoară! Gina! Nu ai voie cu telefonul la oră! Ups! Scuze, o să am grijă pe viitor! Și ăsta e al meu! Ah, dar e vorba despre viitorul meu! Ah, și eu vă iubesc! Mulțumesc! Mulțumesc! Oh, trofeul meu! Mulțumesc! Ah, e absolut perfect! Atât de perfect! Gina! Gina! Trezește-te! Ha? Poftim? Oh, nu! Nu ai luat notă de trecere! Ok, deci răspunsul trebuie să fie 7. Stai, nu e bine! Poate... Bună! Ah, bună! Wow, cum arată clasa asta! Scuză-mă, îmi dai o foaie de hârtie? Sigur că da! Mulțumesc, abia aștept! Acum trebuie doar să... Ups! Te mai deranjez puțin! Ce e? Pot să împrumut și un pix? Sigur, poftim! Mulțumesc! Ok, ce am ratat? Ah, în sfârșit ora prânzului. Ce am bun la pachet azi? Oh, sandvișuri, delicios. Ce foame mie. Da? Ce delicios arată. Mi-l dai mie pe ăsta, eu mi-am uitat pachetul. Of, bine, poftim. Oh, mulțumesc mult! E delicios! Oh, ce bun e! La 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 la. Scuză-mă! Îmi dai și mie niște hârtie igienică, te rog? Te rog, eu nu am aici! Serios? Nici aici nu scap de tine! Of, bine! Poftim! Super! Mersi mult! Of, nu-mi plac antrenele astea deloc! Totuși e drăguț să-mi petrec niște timp cu nepoata mea. Vai de mine, ce e asta? Și gata! Excelent! Scumpo, draga mea, uite ce am pentru tine! Ha? Oh, mi-ai croșetat un pulover? Mulțumesc! Poftim! Wow, ce greu e! Ei bine, ce zici? Mulțumesc, e grozav! Dacă îl port la școală, o să fiu de râsul lumii! O să-mi stric toată reputația! Ha! Uite cât de acoperită ești! Uah, ești o fraieră! Of, nici gând! Nu vreau așa ceva! Bunico! Oh, a adormit! La naiba! Ce o să fac cu puloverul ăsta? Stai puțin, am o idee grozavă! E timpul pentru un truc vestimentar epic! Clar o să fac ca puloverul ăsta să mi se potrivească! O să-l transform dintr-un pulover pe gât într-un top! Ok, arată binișor! Dar acum trebuie să mă ocup de mânecile astea! Hei! O să le leg în jurul taliei mele ca o curea! Doar un mic nod! Și o să bag înăuntru capetele astea ca să nu se vadă! Și gata! De la un pulover larg la o rochie pulover!
Vai, bunica e așa dulce! O să am grijă să n-o trezesc! Are nevoie de un pui de somn! Se poartă așa de frumos cu mine! Să vedem cine mai râde de mine acum! Wow! Ce rochie uimitoare! Mersi! Bunica mi-a făcut-o! O să fie o excursie minunată! Abia aștept să mă bronzez! Și m-am răsfățat și cu un bilet la clasa 1! Pe curând! Stai să termin de împachetat aici! O să le iau pe toate! Ah! Să-mi pun și pălăria de soare! Nu pot să iau pantofii ăștia! Nici gând! Am nevoie de niște papuci de plajă! Știu că am unii pe undeva! Ah! Un șoarece! Îmi distruge papucii! Dă-mi-l înapoi, rozătoare ce ești! Am zis să-mi-l dai! Ah! Haide, cară-te de aici! Bun, s-a dus! Hei, stai puțin! Am o idee genială! Am cizmele astea vechi și o să tai vârful! Așa, a ieșit imediat! Și acum trebuie să mai fac o altă tăietură aici! Și gata! Au ieșit grozav! Acum am o pereche nouă de papuci! Perfect! Ia-o pasta, șoarece prost! Și acum e timpul să mergem la plajă! Se pare că asta e casa! Ah, cred că e coletul meu! Poftim coletul, domnișoară! Da, ador să primesc pachete, iar ăsta e din Australia! Trebuie să deschid cutia asta! Hai, descociule, vreau să te desfaci! Of, e inutil! Ah, normal, o să folosesc foarfeca! Ha, așa, taie fix scociul! Trebuie să-l tai pe tot! În sfârșit, pot să-mi deschid cutia! Oh, nu! Foarfeca mi-a tăiat sacoul! Nu, e distrus total! Ce greșeală imensă! Eh, poate că am cum să rezolv situația asta! Ok, stai să-l îmbrac și să văd cum stă treaba! Acum am iar nevoie de foarfecă! O să încep să-l tai unde era deja despicat! Așa, o să tai până la capăt! Și acum pot să folosesc partea inferioară pe post de fustă! Nasturii o să o țină la locul ei! Așa, am o jachetă micuță și o fustă acum! Wow, arată fabulos! Clar am nevoie de o poză! Selfie-urile astea o să strângă atâtea like-uri! Da, asta e poza pe care o să o trimit! Ah, sper să-i placă! Îi place? I se pare super cool! Da! Grozavă petrecere! Ador melodia asta! Oh, cocktailuri! Nu se poate! E un tip super sexy acolo! Cât de cool e paiul ăsta! Cred că arăt grozav! Dansează cu el! Hai! Ah, bună! Bună! Îmi place paiul tău! Mersi! Dansează cu el! Melodia asta e grozavă! Aoleu, are o pădure la sub braț! Unde a dispărut? Ai un pic de păr acolo? Vai, ce rușinos! Cred că ai nevoie și de niște deodorant. Bomboana aia e fix ce-mi trebuie! Ia o lumânare și o lingură de metal. Aprinde lumânarea și pune bomboana în lingură. Așteaptă să se topească bomboana. Amestecă și vezi să nu se ardă. Stai să se răcească nițel. Aplică-o pe orice zonă cu păr nedorit. Și gata! Ai niște benzi depilatoare de casă. Am revenit! Bomboana a mers grozav. Uite, fină ca fundul unui bebeluș. Da! Deci, unde-i păpușelul ăla? Deci, paiul era curbat, era grozav. Plictisitor! Oricum, cine are nevoie de bărbați? Mi-e atât de sete! Trebuie să beau ceva. O să beau rapid cola asta și apoi mă duc la ore. O să iau cu mine.
Oh, nu! Nu pot să intru cu mâncare sau băutură! Ce mă fac? Trebuie să o pun în ghiozdan! Stai puțin! Creion! Carte fleașcă! Cartea mea! Cola mea! E o idee atât de proastă! Dar ce să fac? Nu mai am nevoie de asta! Opa! Ți-am prins-o! Ăla-i gunoiul meu, ciudat-o! Poate că merge să folosesc sticla asta! E bună! Ia o sticlă goală și taie-i partea de sus! Pune partea de sus a sticlei peste o doză de cola! O doză de cola cu un capac care nu o să mi se verse peste cărți! Mai bine mă duc la oră! Nu vreau să întârzi! Încă nu-mi vine să cred că sunt aici! E ridicol! Of, mâncarea asta e absolut oribilă! Și acum s-a și terminat! Cred că mai bine mă întind aici! Nu am ce altceva să fac! Gogoașă! Ce e mirosul ăla? Oh, doamne! O gogoașă! De unde a apărut? Nu se poate! Mi-ai strecurat niște mâncare! Normal, pentru asta sunt prietenii, dar nu mai spune nimănui! Abia aștept să mănânc gogoașa asta! Oh, nu! Uite gardianul! Ceva nu pare în regulă! Hei, și eu mi-antrenez mâna! Crezi că e impresionant? Ia uite! Nu se poate! Sigur sunt mai puternică! Ia uite ce brand am! Bam! Biceps! Ce zici de treaba asta? Vai, chiar sunt impresionanți! Frate, trebuie să depun mai mult efort! Da, exact! Fă pași cu mușchii ăia, nemici! Oh, nu! Ce fac? M-am lăsat purtată de val! Eh, tot e gustoasă! Ador cătușele astea noi! Sunt așa lucioase! Au, frate! Chiar m-a durut! Ok, planta asta-i drăguță! Ar trebui să meargă! Doamnă, domnișoară, stai pe loc, te rog! Trebuie să mă asigur că nu aduci produse de contrabandă! Trebuie să te scanez înainte să intri! Am avut o explozie de alimente de contrabandă furișate înăuntru! Nu încerci să strecori niciun fel de mâncare, nu-i așa? Bun, se pare că poți să treci! Ha, oare cum e scannerul ăsta? 31, 32... Ahem. Ah, bună! Cine ești și ce vrei? Hei, eu sunt! Îți place cum am deghizat? Uimitor! Dar care-i faza cu planta aia? Ia uite, e timpul pentru o gustare! De ce mănânci pământ? E scârbos! Vrei să guși tu? Stai liniștită! Îți arăt ce-am făcut! Am pus niște Oreo într-un bol! Și apoi am folosit pistilul ca să sfărâm biscuiții! Efectiv îi pisezi până devin suficient de mici! Așa, e pământ din biscuiți acum! Și apoi am turnat chestia asta în ghiveci! Wow, e uimitor! Bun, dă-mi-o! Mersi mult! Așa, plântuțo, noi două o să fim prietene acum! Dar mai întâi mi-ar prinde bine o gură! Chiar e un deliciu! Oh, am o idee grozavă! Bun, veniți aici! Următoarea! Plată mai întâi, te rog! Bun, poftim! Fix la tine în buzunar! Așa, următoarea! Nu, fără gratuități! Uf, mă doare așa rău stomacul! Am nevoie de ajutor! Ce te supără azi? Am o durere îngrozitoare de stomac! Bine, lasă-mă să te examinez atunci! Stai puțin! Ce-i chestia asta de sub tine? Ai mâncat bomboane? Nu-i de mirare că ți-e rău! Uite ce de ambalaje ai pe aici! Tot apar! Incredibil! Și o pungă întreagă de chipsuri? Ce altceva mai ai aici? Am uitat că l-am mâncat pe ăla! Nu știu cum ai putut uita că ai mâncat un borcan întreg! De astea ai nevoie ca să-ți ameliorezi durerea de stomac! Serios? Doar pastile antiacide? Bine, fie! Aș putea să iau una! Poate că o să mă simt mai bine!
Stai puțin, mi-a venit o idee grozavă. Încă mai am punga asta de Skittles. Ok, o să scot toate pastilele. Și apoi o să pun bomboanele Skittles în golurile astea. Și o să acopăr spatele cu folie de aluminiu. Și uite așa, am bomboane într-o folie de medicamente. Ce se întâmplă acolo? Încă mai am pastilele pe care mi le-ai dat. Perfect, ia-le pe alea și o să te simți mai bine. Se pare că a plecat. E timpul să mai ronțăi ceva. Fix de asta aveam nevoie. Wow, uite ce de unghiuri. E mai ceva ca un triunghi. Aș putea să-l rezolv ca pe o problemă de mate. Uită-te la fețișoara aia. Mă va observa azi? Oh, ce mai faci? Arăți bine! Ciupește, mă, visez! Chiar vine aici? Oh, normal că vorbește cu Annie. Cine nu s-ar uita la o fată ca aia? O fustă metalică? N-aș putea purta niciodată așa ceva. Mai ales cu tristețile astea. Of! Bună, mamă! O zi grea? Măcar tu nu ți-ai petrecut-o împăturindu-le pe astea. Fii drăguță și strânge-le tu. Mersi, scumpă. Ziua asta devine din ce în ce mai bună. Stai puțin. Știu cum să atrag mai tare atenția. Mă ocup de astea mai târziu. Am alte lucruri de făcut acum. E mai bine! Acum să încheiem șmecheria asta. Și momentul adevărului. Dar mi-ar prinde bine mai multă vigoare. Mult mai bine. Și o bluză? Zici că sunt o persoană nouă. Arată drăguț, nu-i așa? Ia să-l vedem cum mă mai ignor acum. Wow! Aia chiar e Chloe? Bună! Ai avut un puseu de creștere aseară? Putem spune și așa. Ce zici să chiulim de la ore și să mergem la film? Wow! Un alt concurs de dans, a? Nu, n-ar trebui. Vai! Ce-i asta? Cursuri de dans? Rugăciunile mi-au fost ascultate! E tipul să ne mișcăm, prieteni! Și 1, și 2, și 3, și 4! Pac! A fost grozav! Pe curând! Bună și ție! Vrei să dansezi? Mai mult ca orice! Poți face asta? Mă îndoiesc! Vreau doar să învăț! Te rog mult! Of! Ok, fie! Doar o lecție mică! Ok, să începem! 1, 2, 1, 2, 3, hai! Mâinile, ok! Ah, și picioarele? E corect așa? Fă-le pe toate și răsucește-te! Oh, Doamne, ai reușit! Vom mai lucra la asta? Mă duc să concurez! Mișcări magice, prieteni! Mersi, mersi! Nu prea mai văd nimic de aici de sus. Ok, nu te uita la public. Amintește-ți mișcările. Concentrează-te. Rotește-te. Nu uita să zâmbești. A fost grozav! Wow, mă adoră! E chiar mă adoră! Costumul ăsta încă arată bine! Ador chestiile de la bunicul! Arăt bine! Salut, prietene! Asta porți? Loafers? Ce faci? E un concert rock! N-am mai fost la unul până acum. Credeam că arăt bine.
puțin cercelul meu din buză. Nu o să te doară deloc. Pentru ce aia? Nici gând! O să arăți bine cu unul, haide! Nu! O, da! Nu te apropia de mine cu aia! Știu ce fac! Pleacă de aici! Piercingurile sunt interzise aici! A, da? Desigur! Vrea cineva capse? Mai degrabă noul tău cercel din nas! Ia un pic sau o cariocă și folosește-le ca să rotunjești capsa! Asta-i tot! Ești gata să devii cool? Salută-ți noul piercing, prietene! Nu sunt necesare găurile adevărate! Deja mă simt ca un rocker! Și-mi stă bine în piele! Ah, ce cald și bine e aici! Ar trebui să intru puțin în apă! Ah, ce frige nisipul ăsta! Au, la naiba! Ce mă fac? Sunt captivă pe prosop! Wow, cum arată! Oh, e uimitor! Nu pot lua ochii de la ei! Vai, vine spre mine! Hei, am venit să te salvez! Uite, pășește pe jucăriile astea, Pop-It! O să-ți protejeze tălpile! O să le mut pe măsură ce faci câte un pas! Funcționează! Aproape că am ajuns la apă! Fiu, am reușit! Am scăpat de nisipul arzător! Mulțumesc foarte mult pentru ajutor! Ce cald e azi afară! Abia aștept să mă bronzez puțin pe picioare! Da, chiar e relaxant, dar aș vrea să mă uit la niște clipuri! Of, ce tare bate soarele! Nu văd deloc ecranul! Ce se întâmplă? Nu văd nimic! Nu înțeleg nimic din clipul ăsta! Ha? Ce faci acolo? Poftim! Cred că ai mai multă nevoie de ei decât mine! Super, mersi! Acum ar trebui să văd mai bine! De fapt, nu mă ajută deloc! Soarele e prea puternic! Am nevoie de ceva care să-mi umbrească telefonul! Ce naiba e asta? La naiba, șlapul ăsta nu e ce trebuie! Oh, ia uite! Tipul ăla face yoga! Ce bine își menține echilibrul! Hei, mi-a venit o idee! Am nevoie de asta! Așa! Hei, am o soluție pentru problema ta cu soarele! Trebuie doar să tai o bucată din salteaua de yoga. Apoi o să folosesc frigăruia asta pentru a face două găuri în bucata asta. Așa, acum am nevoie de ochelarii de soare. O să bag brațele prin găurile făcute. Bun, funcționează! Și acum o să trag asta peste lentile. Perfect, așa, poftim, încearcă-i acum. Arată cam ciudat, dar ok. Nu cred, ce tari sunt! Acum văd perfect ecranul. Ești absolut genială! Ce plimbare plăcută și ce priveliște frumoasă! Da, să zicem. Hai să coborâm pe plaja aia! Nu vreau să cobor! Pare plină de nisip! Serios? Haide! Am bătut tot drumul ăsta! Bine! Ce de nisip! Am și lapii plini de nisip! Mai bine mă sui pe piatra asta! Hei! Ce e? Nu vreau să merg mai departe! Of, ce stresantă ești azi! Stai să-ți ajustezi șlapii! O să dau jos bretelele și o să folosesc un pistol cu lipici fierbinte. O să dau niște lipici fierbinte de-a lungul tălpilor șlapilor. Așa, cred că merge! Și acum o să lipesc deasupra încă o talpă de șlapi. O să o apăs bine ca să mă asigur că s-au lipit bine. 4 tălpi sunt suficiente, cred! Gata, te-am rezolvat! Șlapii noi! Chiar funcționează bine, m-a impresionat! Acum nu mai am nisip pe degete! Gata, sunt gata să mergem la plajă! Dulciuri, vă iubesc! Trebuie să fie pe aici, pe undeva! Aici? Nu! Poate aici? Nu! Hai odată! Bezea moale și delicioasă fă cunoștință cu stomacul meu! A, dispărut! Asta e, dar mai am dulciuri! Ce se întâmplă? Sunt perfecte! Ah, scuze, am întâlnire, dar nu-mi găsesc produsele de machiaj, așa că o să folosesc dulciuri. Dar cum o să... Am nevoie de astea și de încă ceva! Aha, perfect! Ce ciudat! Mai bine plec! Sfeclă roșie, fix ce-mi trebuia! Ok, să trecem la treabă! O să încep cu niște praf de budincă. O să-l pun într-un bol, apoi adaug niște făină și apă.
totul bine până se formează o pastă. E fix ce-mi trebuie! Bezeaua asta moale o să țină loc de burețel. Un moi în amestecul din bol și-l aplic pe față. Un fond de ten care arată bine și e bun la gust. Ce urmează? Ah, știu! Cacao delicioasă! O să am nevoie de încă o bezea moale. O să aplic puțină peste stratul de budincă. Acum în partea cealaltă. Arată mai bine decât machiajul meu obișnuit. Ah, sprâncenele! Au și ele nevoie de atenție. O să mai folosesc puțină cacao și un pic de apă. O să le amestec cu scobitoarea asta. Și o să-mi conturez cu atenție sprâncenele. Cine are nevoie de produse de machiaj scumpe? Perfect! Acum o să mă folosesc de niște turmeric. Urmează un strop de ulei de măsline. O să le amestec și am obținut un extraordinar far de ochi! Ce mult îmi place culoarea asta! Wow! Acum o să folosesc specla roșie. O să mă ajute să-mi colorez obrajii. Far de obraz sănătos! Acum am nevoie de bomboane Skittles. În loc să le mănânc, o să le folosesc pe post de ruj. Așa, cred că sunt gata. Încă ceva. Sunt gata de întâlnire. Ce frumoasă ești! Pot să te sărut? Nu credeam că mă mai întrebi. Luați-vă o cameră! Ce bine! Săruți! Ce crețos! Scuze, e foarte prietenos. Trebuie să se spele pe dinți. Îi miroase gura. Eu! Nu cred! Ce amuzant! Oh, ce drăguț! Am nevoie de o lumină mai bună. Hei, ajută-mă! Ține asta! Nu sunt asistenta ta personală. Ai spus ceva? N-am timp să te ascult. Trebuie să arăt bine. O să mă fotografiez din latura care mă avantajează. Nu, nu e bine. Mută-te mai încolo. Ar trebui să mă plătească pentru asta. Ce drăguț! Sunt un trepied uman. Ce poate fi mai rău? Hei, prieteni, azi vreau să arăt cât mai natural. Emoji cu inimioară, emoji cu buze, emoji care face cu ochiul. Mă iubesc toți! Natural, deci. Bine, poate sunt machiată puțin. E timpul pentru o transformare inversă. O să arăt la fel. Dar dacă insiști, tot frumoasă o să fiu. E doar niște machiaj. Respira adânc. O să fie bine. Adio, prietena. N-o să uit niciodată cum arătai. Erai atrăgătoare. Nu e ca și cum aveam atât de mult machiaj pe față. Ce bine e. Nu mai trebuie astea. O să dureze ceva timp. O să-mi dau jos fondul de ten de pe nas. Wow! Acum simt mirosurile. Ce captivant e. Un ultim pupic. Adio, buze cărnoase. Ok, gata. Mă apropii de final. Da, hai că poți! Cum arăt? Mă simt minunat! Ce părere ai? Wow, ce urâtă ești! Și acum te-am păcălit! Se pricepe mai bine decât mine la machiaj. N-am fost niciodată la o petrecere adevărată! Lasă că mă descurc eu! Ce faci aici? Am venit la petrecere! Nu cred, dar pot să duci gunoiul. Pa, pa! Ce rău a fost! Și mi-a umplut părul de gunoi. Uite cum arată acum. Stai, știu. Părul meu arată la fel de ani buni. E timpul pentru o schimbare colorată. Taie niște hârtie creponată. Poți folosi orice culoare vrei. După aceea, pune deoparte bucățile de hârtie și umple un bol mare cu apă. Înmoaie în apă bucățile de hârtie. Scufundă-le bine de tot. Observi că apa devine roz? O vei folosi pentru a-ți vopsi părul. Înmoaie în apă vârfurile firelor de păr. Lasă-le la înmoiat câteva minute. Asigură-te că se udă bine. Vârfurile complet roz. Ăsta e cel mai tare lucru din lume. Acum e timpul pentru o ținută cool. Nici măcar nu mai semăn cu mine. Ceea ce vroiam de fapt să obțin. Cioc-cioc. Chloe? Tu ești? Arăți extraordinar.
intră! În sfârșit, azi ne face poze! Și toată lumea arată de nota 10! Cine e înăuntru? Eli? La ce te uiți, fraiere? Ești gelos pe tatuajele mele? De fapt, poate reușesc! Wow! Aș vrea să am un strop din încrederea ei! Decupează o poză care-ți place. Îi poți lăsa o mică margine albă. Apoi, stropește-o cu parfumul tău preferat. Pasul următor implică un bol cu apă, în care trebuie să pui hârtia. Acum, așteaptă în jur de 2 minute. Alege un loc pentru noul tău tatuaj și dă-l cu parfum. Pe urmă, ia poza și pune-o cu fața în jos pe piele. Apoi, dezlipește încet hârtia în sens invers. Ce real pare! E rândul meu? Nu contează prea mult! Salut! Ce mult o să-i placă mamei pozele astea! Glumesc! Dar clar o să mă ajute să-mi fac o iubită!